Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei, a transmis un avertisment crunt pentru țara noastră și alte națiuni aflate în pericol. Acesta a postat pe rețelele de socializare un mesaj video prin care a avertizat faptul că România sau Polonia, state NATO, vor fi următoarele ținte ale lui Vladimir Putin dacă Ucraina o să cadă. Volodimir Zelensky a transmis un mesaj în limba engleză prin care și-a exprimat îngrijorarea față de ce urmează să se întâmple, dacă Ucraina o să cadă în mâinile rușilor. Acesta crede că războiul din Ucraina va deveni o baie de sânge fără sfârșit, care va răspândi mizerie, suferință și distrugere, dacă statele NATO nu îi vor mai trimite arme ca să se apere. Mai mult, președintele Ucrainei a transmis că Polonia, Republica Moldova, România, dar și țările baltice vor deveni ținte ale liderului de la Crimea. Rusia are încă capacitatea de a ataca nu doar Ucraina. Polonia, Republica Moldova, România și țările Baltice vor deveni următoarele ținte ale Federației Ruse dacă Ucraina va cădea, a avertizat Volodimir Zelensky. Ucraina are nevoie de provizii de arme, avem nevoie de artilerie grea, vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și avioane de luptă. Orice pentru a respinge forțele ruse și a le opri crimele de război, a mai adăugat Volodimir Zelensky.